Steaua de dimineață ne ajută să scapi de greață. Începem. Se aude? Da. Bună dimineața, oameni buni. După isteria cu benzina de aseară, putem spune că rușii au câștigat războiul cu noi fără să tragă niciun foc de armă. O asemenea isterie la un popor care teoretic este educat și care nu pune botul la orice fel de manipulare este absolut incredibilă. După cum incredibilă este și reacția statului român. Prima luare de poziție a fost după ce toată țara era într-o isterie continuă. A ieșit domnul tovarășul, ministru Popescu, îi spun tovarăș, că probabil, nu la tovarășii comuniști mă refer, ci mă refer la tovarășii lui, probabil cei cu șorțulețe și compase, că altfel nu-mi explic, care a ieșit și cu figura lui de individ trecut prin multe și obișnuit să mintă cu nonșalanță tot timpul, ne-a spus: români, stați cu minți, nu aveți de ce să vă îngrijorați, avem rezerve. Avem rezerve. Suntem în direct imediat, domnul Harbuz. Nu știu ce o să facem, încercăm să intrăm în direct și cu domnul doctor Liviu Harbuz. Vorbeam despre domnul Popescu, care a mințit cu nonșalanță că nu vor crește prețurile. Prețurile au crescut fără niciun fel de problemă și domnul Popescu astăzi ar trebui să iasă să dea niște explicații de ce avem prețuri la pompă de aproape 9 lei la unele benzinării, la altele 7,99, dar vom vedea. Încercăm să vedem dacă domnul Liviu Harbuz este în direct cu noi pe Skype. Bună dimineața! Bună dimineața! Acum am început să vă aud. Și eu vă aud cu bine, domnul doctor. Domnul doctor, v-a spus benzina seară sau motorină? Nu mi-am pus benzină, aș vrea chiar, îmi pare rău că am spus de la început să vă contrazic, că cred că atitudinea ministrului Popescu a fost una corectă și eu nu consider că a greșit și cred că nici nu putem discuta așa doar pe rativ despre atitudinea ministrului sau chiar despre viața privată a domnului. Deci nu mă interesează viața lui privată, mă interesează că domnul ministru, a ieșit pe post după ce toată țara era în isterie, și ne-a lămurit foarte frumos: nu vă faceți griji, avem benzină și nu va crește prețul. O să trecem pe telefon, că așa nu reușim să vorbim cum trebuie, din păcate. Alo? Alo? O să trecem pe telefon, domnul doctor, că așa nu reușim să vorbim. Îmi pare rău că nu merge cum trebuie Skype-ul în dimineața aceasta. Deci, revenind, nu... Cred că o fi de la prețul benzinei. Să vedem dacă nu cumva o să fie și de la prețul conexiunilor. Păi, de fapt, de acolo ni se trag toate, de la conexiuni. De la conexiuni. Iacătă ce înseamnă social media, iacătă ce înseamnă manipulare online, iacătă ce înseamnă război hibrid. Dar, din păcate, noi nu suntem pregătiți pentru astfel de momente. S-a demonstrat și el când, printr-o manipulare grosolană, care de altfel a plecat de la una din companiile prezente în România, și aici mă refer la MOL, care a fost prezentă cu un joc perfid în piață. Toate au plecat de la benzinăriile MOL din Ardeal, în condițiile în care, și o să revenim după aia la ce vorbeam despre reacția guvernului și a domnului ministru Popescu, care chiar nu putea face nimic în condițiile în care oamenii s-au dus cu cisternele și cu camioane pline cu butoaie în benzinării.
Totul a plecat de la această manipulare despre care vorbeam, a plecat dintr-o singură localitate și apoi s-a răspândit în toată țara. Asta este meritul comunicării facile care se face în online și unde, așa cum am văzut, putem fi manipulați cu mare ușurință. Dacă ne uităm ieri la prețul barilului ieri chiar a avut barilului de petrol, a avut o cădere. Deci el a căzut de la 134, a scăzut de la ora 12, era undeva la 104. Deci nejustificat. Este foarte adevărat că la un preț la acest interval între 108-130 de dolari prețul barilului, prețul corect la carburanți în România ar trebui să fie undeva la 7,98, dar nu mai mult de 8, maxim 9 în caz în care sare din nou prețul la barilul de petrol. Eu cred că ministrul a ieșit corect, a explicat, dar acum vorbim despre un factor despre care noi vorbim de vreo 2 ani de zile sau poate de vreo 30 de ani. Este vorba de încrederea pe care cetățenii au în guvern, o încredere pe care guvernul și-a pierdut-o de-a lungul anilor, în ultimii 30 de ani, autoritățile statului. Și așa vedem care sunt consecințele neîncrederii în atitudinea guvernamentală atunci când este foarte corectă. Eu personal consider că reacția ministrului Popescu a fost foarte corectă și sper să intervină și astăzi. Sper ca instituțiile statului să-și facă treaba, pentru că avem un Consiliu al Concurenței care este foarte ocupat mereu să analizeze statutul de cartel pentru, nici nu mai vreau să spun, la nivel de, numai la cooperative, nu s-a dus să analizeze statutul de cooperativele agricole, să analizeze statutul de cartel, dar acum, când este o situație specifică spre analiza Consiliului Concurenței, nu i-am văzut foarte activ. Sper să se activeze și sper că astăzi să avem și măsuri luate de către instituțiile statului, pentru că este o mare golănie, este clar o activitate și o intenție clară de speculă. Așa cum spuneam, prețul a crescut nejustificat. Dar de partea cealaltă, analizăm ca o componentă diferită, avem cetățenii care, așa cum spuneau, nu au încredere în autorități și am văzut ce s-a întâmplat aseară. Pe mine mă sperie foarte tare în contextul în care noi ne aflăm acum într-o situație foarte tensionată și suntem vulnerabili în fața unor astfel de mișcări și strategii de manipulare, pentru că totuși suntem într-o zonă de conflict, iar astfel de manipulări pot veni și pe alte zone, nu doar pe această situație specifică, așa cum avem acum carburanții. Domnul a spus foarte clar, carburanții sunt în cantități suficiente în momentul de față în România, iar prețurile au crescut nejustificat. Nu se putea preveni această chestie, pentru că dacă s-ar fi prevenit, n-ar mai fi fost o manipulare foarte bine pusă la punct. Deci trebuie să ne obișnuim cu astfel de situații, trebuie să învățăm să fim echilibrați, pentru că așa cum jumătate din populație a înțeles că până la urmă este un mecanism de manipulare și o situație controlată de anumite interese și nu au fugit cu toții la stație să-și ia benzină cu camionul, așa ar fi trebuit să înțeleagă și cealaltă jumătate care, acum haideți să o luăm și pe logică. Când plecam la benzinărie, mă gândeam, bun, de mâine se scumpește benzina. Cât se poate scumpi? O să ajungă la 11. Cât pot salva? Mi-am făcut un plin, am salvat 30 de lei la 50 de litri de benzină sau motorină și stau la o coadă de 10 ore pentru 30 de lei. Ok, poate că unii au stat pentru că sunt foarte săraci. Dar ce să vezi, eu m-am uitat la cozi, era plin de Mercedes-uri, de mașini Audi, de BMW-uri. Adică băieții aia s-au dus pentru a salva 30 de lei. Nu are nicio logică. Adică cred că noi trebuie să fim puțin mai raționali,
să mai întrebăm în stânga-dreapta și să nu luăm de bună toate informațiile care ne vin pe internet, toate fake news-urile și mai ales aceste mecanisme de manipulare care, nu știu cum, suntem atât de expuși, nu-mi vine să cred că chiar unii ne pot prosti atât de ușor. Domnul doctor, sunt de acord cu două lucruri din ce le-ați spus. Că a ieșit și a spus că avem combustibil și a ieșit și a spus că prețurile au crescut nejustificat. Ce nu înțeleg eu, ca un cetățean, zic eu, cât de cât onest al acestui stat, este cum am fost surprinși din nou cu o tentativă de manipulare grosieră în condițiile în care ne aflăm într-o zonă de conflict, în condițiile în care se presupune că avem specialiști care pot preveni asemenea lucruri și ca să cobor de la nivelul ăsta înalt, ca să-i spun așa, dânculesc, ca să nu-i spun altfel, ca să cobor, să merg mai jos. Vă întreb și eu pe dumneavoastră, cum este posibil ca cineva cu un butoi de 1000 de litri să se ducă la pompă și nimeni... E foarte adevărat, eu acolo și văzut Ministerul de Interne, Jandarmeria, care ar fi intervenit, pentru că s-au creat pur și simplu bombe mobile, fără ca o autoritate a statului să intervină, ca să nu mai vorbim că este interzis într-o benzinărie să furnizezi carburantul în faze neconforme. Sunt toate benzinăriile au supraveghere video. În mod normal, la o asemenea isterie și la asemenea cozi, cineva ar fi trebuit să spună stop, nu vindeți în bidoane, cel mult în canistre de metal sau în butoaie de metal. E foarte adevărat, dar am să vă mai spun ceva. Aici vorbim de psihologia maselor. Gândiți-vă că ar fi apărut poliția sau jandarmeria în benzinării și ar fi interzis acest lucru. Eu vă garantez că era război civil în stradă. Bun. Ați văzut că au fost bătăi între cei care stăteau la coadă. O femeie a ajuns și la spital pentru că s-a considerat că s-a băgat, că nu a stat la coadă. Adică să știți că intervențiile în astfel de situații sunt analizate de către niște profesioniști care spun, e cazul să intervenim sau nu e cazul să intervenim, dar supraveghem pentru a preveni o acutizare a situației. Eu cred, domnul doctor, că profesioniștii respectivi erau în concediu aseară. Bun, minimalizăm totuși și aruncăm în derizoriu. Eu cred că nu și credeți-mă că, nu știu, sunt convins că și dumneavoastră am privit și nu glumesc cu emoție ce se întâmpla, pentru că m-a speriat foarte tare nu creșterea prețului la carburanți, care era clar o speculație de moment, dar m-a speriat ușurința exact cu care noi putem fi manipulați. Exact. Aici este marea problemă și aici trebuia intervenit, după părerea mea. Se știa de aproximativ 10 ore înainte despre ce se întâmpla în zona Clujului. Se știa că în zonă... Bun, sunt... evoluția a fost fulminantă. Abia pe la ora 4 a apărut, nici nu mai știu în ce oraș, undeva în Oradea. Nu, într-o localitate, da. La Beiuș, da. La început, sunt convins că nimeni n-a observat. Din păcate, știți că și autoritățile se mișcă puțin mai greu și cred că nu avem nici măcar capacitatea de prevenție pe care nu avem în toate domeniile într-o astfel de situație. Desigur, în momentul în care vorbim despre o manipulare în online, în social media, este foarte greu să mai faci ceva în momentul în care a scăpat în flux. Adică este foarte greu. Gândiți-vă că eu primeam telefoane, șoferul meu de la București mă sună și îmi spune, el mă întreabă de la București, zice, știți ceva de ce sunt cozile astea la benzina? Nebunii lumea, sunt niște cozi pe kilometri. Iar lucrurile s-au derulat cu o viteză fantastică.
Gândiți-vă că totul a plecat din gură în gură și au sunat rudele, prietenii, veniți să luăm benzină, că de mâine se face 11 lei. Adică, de ce să nu recunosc, până și eu m-am simțit manipulat la un moment dat, când am auzit că va fi 11 lei, mă gândeam, oare ce s-a întâmplat, este efectul, e clar, totul este efectul războiului din Ucraina, dar... într-o astfel de situație este aproape imposibil să oprești sau să previi. Eu cred că, nu știu, poate târzie, așa cum spuneți dumneavoastră, intervenția ministrului Popescu, dar eu cred că a fost corectă, a fost onestă și cred că ea trebuie urmată de cu totul, cu măsuri, măsuri care să fie în concordanță cu această experiență nefericită pe care am avut-o ieri și pe care probabil o vom avea și astăzi. Acum să ne așteptăm ca toți proprietarii de mașini, ca toți clienții benzinărilor să creadă declarațiile guvernului sau să ne creadă pe noi atunci când dezbatem acest subiect. Ei vor merge mulți în continuare astăzi cu butoaiele. Dar subliniez încă o dată remarca dumneavoastră foarte justificată, cum au putut să ducă, cum mă uitam, erau mașini din astea de transport motorină din agricultură. Adică era noaptea minții, ca și cum s-a spart o conductă și tot s-a dus și ea pe degeaba. Bun. Gratis totul. Știți ce se discuta ieri la coadă? La benzină? Și că în seara asta stăm la benzină și dimineață la magazine. Da. Și de aici eu vă propun să trecem la un alt subiect. Eu am și intitulat, o să văd pe Bogdan. Nu, am înțeles că de-aseară au început să rupă magazinele pe partea de făină, de ulei. Probabil că da de-aseară. Astăzi va fi probabil o continuare. Haideți să discutăm un pic războiul ca un pas spre ceea ce poate să însemne și va însemna aproape sigur o criză mondială alimentară. Vorbim de o criză alimentară în general, ca fenomen, care s-a prefigurat de foarte mulți ani. Printre altele, eu sunt și expert FAO și am analizat acest fenomen, criza alimentară. De fapt, aici vorbim de siguranța alimentară, siguranța alimentară care înseamnă cantitatea pe care o țară, un guvern, chiar economia mondială, cantitatea de mâncare pe care o poate asigura pentru supraviețuirea populației, desigur și excesele care au însoțit industria alimentară în ultimii ani. Pentru că am vorbit în ultimii ani despre o supraproducție alimentară. Știți foarte bine că în Europa ajunseserăm și chiar în urmă cu 2 ani a fost adoptată și în România stoparea risipei alimentare. Adică, paradoxal, noi aveam pe de o parte criza alimentară, iar pe partea cealaltă aveam excesul de producție și risipa alimentară. Până la urmă, aici vorbim de politici la nivel mondial, pentru că aici nu e o politică care ține de România sau de Europa, ține de foarte multe țări, de foarte multe țări care sunt mari puteri agricole. Vorbim aici de Brazilia, de Argentina, vorbim de state care au reprezentat în PIB produsul agricol la un nivel foarte ridicat. Vorbim despre noile politici agricole din ultimii 10 ani și noile politici care sunt propuse acum, începând din anul 2027, când 25% din suprafața agricolă a Europei va trebui redată naturii sălbatice. Asta pentru că de-a lungul anilor și industria alimentară și agricultura mai ales au fost folosite ca domenii de intervenție pe ceea ce... Eu am vorbit mereu despre asta, unii chiar m-au certat, despre ceea ce înseamnă războiul și bioterorismul, care a funcționat de-a lungul anilor, manifestându-se atât prin boli la plante, boli la animale, și culminând, până la urmă, părerea mea cu ceea ce a însemnat pandemia.
Vedem și acum, rușii sunt foarte interesați de institutele de cercetare, mai ales pe zona de bioterorism sau de arme chimice, pentru că atunci când nu reușești să câștigi un război așa cum clasic, așa cum încearcă Rusia acum în Ucraina, apelezi la astfel de domenii care sunt într-adevăr cumplite, foarte insidioase și foarte greu de identificat în teren. De-a lungul anilor am văzut ce a însemnat industria farma, industria pesticidelor, a insecticidelor. S-au format niște industrii foarte mari pentru că, haideți să vorbim, până la urmă totul se învârte în jurul banilor, în jurul profitului și astfel au apărut industrii foarte puternice care au deținut și dețin și astăzi controlul în zona de producție alimentară. În acest context, eu cred că România ar trebui să joace cartea ei și aici mă refer, cred că România astăzi are șansa să-și joace viitorul într-un context nespecific, adică în situație de război, dar foarte pragmatic atunci când vorbim de partea de energie, de partea de alimente. Chiar în acest context, cred că conducerea României, președinte, guvern, pot negocia și am văzut că deja se discută, pot negocia redeschiderea producției de industrie energetice bazată pe cărbune, pentru că noi încă mai avem potențial foarte mare pe cărbune, adică ar trebui să facem, să spunem, niște compromisuri și să cerem niște amânări a angajamentelor pe care ne le-am luat în cadrul Uniunii Europene apropo de energia verde. Desigur, în paralel cu dezvoltarea sistemului de energie verde, pentru că cu toții tindem spre energia verde și spre un mediu cât mai curat, dar tindem spre asta omorând populațiile. Cu ce preț facem acest lucru? Cât de eficient este? Cât de scurtă sau de lungă trebuie să fie perioada de tranziție? Avem autovehicule electrice acum, dar în ce proporție putem descuraja automobile care circulă pe combustibil fosil într-o perioadă atât de scurtă, mărind prețurile la carburanți? Putem permite astfel de zone speculative într-un timp atât de scurt? Cred că trebuie să reanalizăm, iar România în acest context are nevoie de un startup și are nevoie de o analiză clară spre ce și cum vrem să devenim eventual independenți de punct de vedere energetic și să ne creăm o centură de siguranță atunci când vorbim de producția de alimente, de ceea ce înseamnă zootehnie, de ceea ce înseamnă producție, furaje, adică ar trebui să avem o strategie prin care să ne asigurăm, așa cum n-am făcut-o în ultimii 30 de ani, să ne asigurăm că putem implementa sistemul de siguranță alimentară prin care fie că sistemul de siguranță și securitate alimentară într-o economie care nu stă foarte bine, dar care trebuie să-și stabilească niște priorități. Domnul doctor, mă scuzați, vă întreb ceva. Credeți că măsurile luate de state din jurul nostru, care au spus, domne, nu mai exportăm energie și nu mai exportăm alimente, cereale, sunt bune în momentul acesta? Sunt cele mai bune. Eu consider că este o măsură impecabilă și eu, dacă aș fi fost în guvern, aș fi propus același lucru. Păi, asta este... Dar, bineînțeles, măsuri coroborate cu toate strategiile pe care le-a propus economice, știu că nu o să vă placă, mulți îl antipatizează, eu îl simpatizez din punct de vedere profesional pe Florin Câțu, pentru că el a venit în paralel și cu soluții pentru creștere economică, care e foarte importantă și care s-a demonstrat în 2021 ca fiind eficientă pe termen mediu și lung.
Cred că avem nevoie de o gândire economică în top managementul țării. Avem nevoie de specialiști, dar de oameni care înțeleg într-un sistem integrat ce înseamnă și ce ar trebui să însemne viitorul României din acest context în care ne aflăm astăzi. Mă refer la războiul din Ucraina. Domnul doctor, vreau să vă spun că pe mine Florin Câțu nici măcar nu mă mai enervează. Nici Ludovic Orban, nici Viorica Dăncilă, nici... Eu nu vorbesc nici de Orban, nici de Dăncilă. Da. Eu vorbesc de un specialist în economie și care de-a lungul timpului a demonstrat că este un specialist în economie. Restul, politic vorbind, știm foarte bine că oricine, oricât de bun profesionist ar fi sau prost, în politică se manifestă și are o altă percepție publică. Domnul doctor, în momentul acesta noi ne confruntăm în agricultură, după părerea mea, nu sunt un specialist, dar cu următoarea situație. Pe de o parte, avem producții bune la niște, cum să spun eu, niște produse, grâu, la niște plante. Plante, grâu, porumb. Pe partea de porumb, numărul 1, da. Pe floarea soarelui, suntem cel mai mare producător din Europa. După Ucraina. Acum vorbim de România și după aceea să ne comparăm și cu Ucraina, pentru că, de exemplu, la floarea soarelui în România e pe locul 1, e Ucraina, n-are treabă. Dar, în același timp, să nu uităm, dacă ne uităm în istorie pe industrie, în România noi am distrus tot ceea ce însemna industria de îngrășăminte chimice, ba chiar noi aici în Neamț avem un combinat care am putut vedea, care a fost involuția lui și unde s-a ajuns. Cel mai mare producător de îngrășăminte chimice era Ucraina. Ucraina exporta în toată Europa, exporta și la noi. Ucraina era un mare producător de produse de cereale, la fel, dar dacă ne uităm puțin la balanțele comerciale între România-Ucraina, România-Rusia, o să vedem că noi eram pe balanță negativă, adică mai mult importam decât exportam în aceste țări. Și dacă am analizat în fiecare zi balanța comercială, o să vedem că noi suntem pe minus peste tot. Importăm de 3 ori mai mult decât... Asta vreau să spun. Noi avem, suntem producători de grâu și importăm, cum se cheamă, aluat congelat. Suntem și în momentul ăsta noi nu mai avem, sau poate greșesc eu, suficiente unități de procesare a alimentelor, a materii primei alimentare. Lucrurile sunt, era să zic, mai simple, sunt chiar foarte complicate. Deci ce se întâmplă? Plecăm de la terenurile agricole. Toți au zis că ne vindem țara. Dar directiva europeană a stabilit că suntem în Uniunea Europeană și atunci terenurile agricole sunt la vânzare la liber. Unii au ales să le vândă și astfel au ajuns pe mâna unor oameni de afaceri care gândesc foarte pragmatic. Și nu sunt și de origine română, sunt și din alte țări cu alte naționalități. Avem foarte mulți agricultori în România care provin din Europa, care provin din țările arabe, care provin din China mai nou. Și în această situație piața hotărăște, piața și prețul. Păi în momentul în care grâul are un preț foarte mic, eu vă spun ce se întâmplă, e un mecanism care funcționează economic de ani de zile. În port în Constanța, grâul se urcă pe vapoare, vapoarele merg, plutesc așa cu lunile și sunt cu ochii pe bursa de la Paris, pe bursa cerealelor de la Paris. În momentul în care a crescut prețul, ele acostează porturi și vând toată producția. Și asta nu se întâmplă în România. Este foarte adevărat că România, de-a lungul timpului, a greșit foarte mult încercând să vândă materiale, tot în engleză, bine, când vorbim de lucrurile astea, pe care le-am dezbătut ani de zile la Bruxelles. Noi vindeam și vindem în continuare materie primă, fără a aduce plus valoare, adică valoarea adăugată prin procesare. Pentru că un produs, materie primă, în momentul în care este procesat, are o plus valoare între 20 și 38%.
Deci vorbim despre mecanisme economice. Am vrut să fim o țară democrată, am vrut să fim membri Uniunii Europeană. Știți ce n-am reușit? Pentru că toți joacă pe aceleași reguli. Numai tot trebuie să ne plângem că noi nu putem aia sau aia ne exploatează pe noi, că ne-am bătut pământul. Nu, noi trebuie să învățăm să fim competitivi pentru România. Dacă ar fi vrut asta, lucrurile erau mai simple. Dar am să vă spun ceva, naționalismul nu se predă doar la școală și nu funcționează foarte bine într-o economie globalizată atunci când vorbim despre profit, atunci când vorbim despre companii private. Naționalismul, te naști cu el, poți să fii un patron al unei companii foarte mari și tu, în sufletul tău, să fii naționalist și să gândești din perspectiva României, sau poți să fii super globalizat și să te gândești doar pe zona de speculă, speculă normală, pentru că orice piață economică este speculativă, bursele sunt speculative. Deci trebuie să privim noțiunea de speculă și ca o formulă economică consacrată. Eu am înțeles, toate lucrurile astea funcționează într-o economie de piață. Dar economie de piață este și în Ungaria. Și acolo s-au luat niște măsuri, tot în Uniunea Europeană, foarte clare și foarte simple. Nu știu, mie așa mi se pare. Vorbim despre o altă situație politică, un alt profil, pentru că maghiarul are un alt profil decât românul și asta s-a demonstrat și în relația noastră cu maghiarii de-a lungul timpului. Am văzut că ei întotdeauna performați mai mult decât noi, poate că și o chestiune de cultură și nu poate cu siguranță. Mișcările pe care le-a făcut Victor Orban, nu știu cât vor aduce până la un final un avantaj Ungariei, dar uitați-vă ce s-a întâmplat ieri. De exemplu, MOL, care este companie maghiară, a mărit primul prețurile și el a provocat acest cutremur în zona carburanților în România. Timp în care domnul Victor Orban a plafonat prețurile la motorină pentru că reușește să le susțină din punct de vedere financiar. Pentru că dacă noi mâine am plafonat și la benzină prețurile, așa cum am plafonat la energie, cum la un moment dat se va impune plafonarea și la alimente, țara dă faliment, pentru că țara nu e pregătită pentru asta. Vorbim bine și de un alt nivel, un număr mare al populației, dar și de o calitate a celor care conduc. Nu știu dacă dumneavoastră vă doriți o calitate a celor care ne conduc într-o prietenie strânsă cu Putin. Vă doriți asta? Pentru că asta a făcut Victor Orban. El a jucat la două capete. Este clar că are o simpatie și o apetență pentru stilul de conducere al lui Putin. Este un admirator al lui Putin și a riscat, părerea mea, ia că da, se demonstrează că a riscat foarte mult în momentul în care a jucat la două capete și chiar la un moment dat ați văzut că a avut o atitudine chiar ostilă față de ucrainieni în contextul războiului. Dacă vorbim în rest, putem vorbi mult despre relația cu ucrainienii și a Ungariei și a Cehiei și a României. Chiar noi am avut probleme cu minoritatea românească din Ucraina, dar tot ce analizăm astăzi, analizăm în contextul actual, în ziua de astăzi și trebuie să știm încotro o luăm. Mergem pe drumul NATO, Uniunea Europeană, sau mergem la două capete, jucăm și cu Rusia și cu China? E foarte adevărat, poate fi pe termen scurt avantajos pentru populație sau pentru, nu știu, anumite partide politice, pentru că și aici e foarte important profilul partidelor politice. Iată că acum am văzut ce înseamnă acest stil extremist de a conduce și de a interveni, care din războinic, să spunem în ghilimele, el devine războinic la propriu. Trebuie să avem mare grijă. Desigur, asta nu-i scutește pe guvernanții din ultimii 30 de ani de greșelile majore pe care le-au făcut, dar fiecare trebuie analizat punct cu punct, pentru că
Așa am vorbit, ne-am vândut resursele, ne-am vândut, nu știu, ce păi, nu ne-am vândut. Păi cam ne-am vândut. Ne-am vândut în anumite contexte, domnul Bălănescu, și nu vă bănuiesc pe dumneavoastră că nu sunteți informat. Știți bine în ce contexte, știți bine ce sacrificii s-au făcut ca România dintr-o țară comunistă și cu mari tare atunci când vorbim despre justiție sau când vorbim despre corupție. România a reușit totuși și condițiile astea să țină pasul, e adevărat, pe ultima poziție cu Uniunea Europeană. Gândiți-vă dacă astăzi nu eram în UE și nu eram în NATO, ce ni s-ar fi întâmplat. Ne salutam cu Das Fidania, deci este clar. Era da. Cel mai mic rău care ne se putea. Dar acum, apropo de jucatul la două capete, eu m-aș bucura ca ai noștri să joace la un capăt și să joace bine și să aibă și capătul ăla să fie poporul pe care îl conduc și care i-a pus în funcții de conducere. Deci asta ar fi... Aveți mare dreptate, dar eu privesc întotdeauna, aveți mare dreptate și repet, toate guvernele au greșit. Nu chiar toți miniștrii, unii au greșit, alții nu, dar când tragem linie, suntem pe minus. Dar mă gândesc și la popor. Uitați-vă cum a reacționat ieri poporul. Poporul a reacționat. Eu mi-aș dori ca poporul să nu mai reacționeze așa. Poporul a reacționat. Schimbarea vine de la noi. Nu vine doar de la guvern. Schimbarea vine de la noi dacă ne informăm, dacă încercăm să fim solidari. Și vă dau un exemplu. Eu vorbesc de vreo 3 ani de zile despre hai să sprijinim economia locală. Hai să cumpărăm produse românești. În județul Neamț, credeți-mă că nu se consumă nici măcar 50% din producția autohtonă. Adică, vorbesc aici, de brânză, de carne, avem producători pe Valea Muntelui, avem foarte tot, ne lăudăm toată ziua, sprijinim, facem hub-uri, facem ce nu facem să-i organizăm. Dar, cum să zic, noi organizăm, le spunem că sunt buni și frumoși, ei produc în continuare, dar nu au piață. Aici intervine poate rolul autorităților și locale și naționale este acela de a le promova produsele și de a le facilita o piață, deschiderea pe piață, deci posibilitatea lor de a vinde piață. Domnul doctor, piața agroalimentară. Vă rog să mă contraziceți, parcă există o prevedere legală, nici nu mai știu care ministru, oricum un ministru al agriculturii. Un ministru a fost în Parlament, în care toate supermarketurile trebuie să... Nu numai. În comune să se facă locuri în care producătorul să poată să vină să-și expună și să-și vândă marfa fără toate... Există și proiecte europene. Există măsuri pentru asta. E foarte adevărat că primarii, mulți dintre ei au fost mai atenți, săracii, decât la asta, au fost mai atenți cum să-și asfalteze drumurile și cum să-și facă podurile. Adică au considerat că nu e foarte important să-l ajute pe cioban care până acum nu prea conta, dar o să vedem cât de mult o să-i apreciem pe cei care au făcut eforturi și aici mă refer la producătorii locali, pentru a conserva o piață care era de multe ori considerată ca una ancestrală, care nu mai poate intra în competiție cu supermarketurile, dar vă dau un exemplu simplu. Uite, vorbim despre porc. În România a fost unul dintre cei mai mari producători de porc și la momentul Revoluției, sper să nu greșesc, aveam undeva la 13 milioane de porci. Astăzi în România cred că mai sunt 3 milioane și ceva de porci. Ponderea porcilor din gospodăria populației este una semnificativă. Desigur, a venit industria și a spus, domnule, să-i omorâm pe ăștia că cresc porc acasă, în condiții neigienice, avem boli, avem pesta porcină africană. Eu m-am împotrivit întotdeauna dispariții și distrugerii sistemului gospodăria populației, producție, pentru că chiar măcar să fie lăsat pentru autoconsum. De ce? România a supraviețuit de 2000 de ani prin mâncarea aia de la țară. Din păcate au dispărut
și crescătorii. De ce? Pentru că descurajați de piața agresivă reprezentată de magazine, supermarketuri, de importuri masive cu o carne obținută, desigur, la un preț mai mic. Dar, în același timp, dacă mâine avem peste porcina africană în cele, să zicem, 20 de complexe de creștere a porcului, toți porcii trebuie omorâți și arși. Și rămânem de porc, cum s-ar spune. Și rămânem, desigur, la mâna importului sau nimic. Pentru că, la un moment dat, fiecare țară își va conserva capacitatea de a asigura hrana populației. Chiar dacă sunt din Uniunea Europeană. Absolut. Adică ar trebui să facem și noi asta acum. Eu cred că într-o situație specială, cum este acum războiul între Rusia, Ucraina și restul lumii, cred că România are oportunitatea de a cere și a stabili niște condiții prin care să-și conserve capacitatea, și vorbesc serios, de supraviețuire. Pentru că în curând vom fi în faza de supraviețuire. Păi, gândiți-vă, oricum motorina, benzina se vor scumpi. Nu la nivelul la care s-a anunțat ieri, se va scumpi cu 35 de bani, cu 40 de deci, bani. Dacă îmi permiteți, vă dau prețurile din această dimineață, de la Piatra Neamț. Da, ele sunt încă în dinamică, o să mai scadă. Deci, pe primul loc, cei mai ieftini sunt previzibil cei de la Lukoil. Normal. Cei mai scumpi sunt cei de la MOL, cu 8,97. Prețul cel mai mare, că sunt mai multe prețuri acolo. Da? Rompetrolul vis-a-vis de Lukoil, 8,39. Socarul este undeva între Socarul 8,04. Deci da. Astea sunt prețurile. Acum nu erau cozi azi dimineață când am intrat în emisiune. Am fost pe teren și am cu colegii și ne-am uitat. Adică 3, 4, 5, 6 mașini. Deci din punctul ăsta de vedere al aglomerației, se pare că acum s-au mai liniștit lucrurile. Nu mai avem bidoane în care să punem benzină. Cred. Da. Dar glumele sunt foarte dureroase. Pentru că nu mi-aș fi închipuit că vor mușca această capcană românii cu atâta ușurință ieri când a văzut cozile. Da, deci... E, ce s-a întâmplat ieri este incredibil. Incredibil. Dar și asta spune foarte multe și despre ce urmează, pentru că vor mai fi astfel de provocări, vor mai fi astfel de manipulări. Suntem în situația unui război hibrid care folosește niște metode pe care noi nu le cunoaștem, nu suntem pregătiți să le prevenim. Și aici mă refer la fiecare dintre noi. Pentru că, hai să fim serioși, până la urmă, ieri a fost o decizie personală. Adică, de ce atâția oameni au înțeles că e o manipulare și au stat acasă și unii s-au dus cu camioanele să cumpere benzină? Adică, nu putem spune că a funcționat chiar asupra mentalului general, ci a fost ușor selectiv. Și asta se raportează la informare, la, nu știu, anumită disciplină, desigur, în primul rând, și probabil că și aveți mare dreptate, asta vă deranjează, la lipsa de autoritate a statului în general. A, un comunicat de la MOL, MOL Ungaria. Deci spune că MOL este în continuare în măsură să aprovizioneze țara, adică Ungaria, cu carburanți. Așa, presiunea la benzinării trebuie să revină la nivelul anterior. Cererea a crescut semnificativ și în țările vecine prețul pentru un litru de combustibil este cu 100-150 de forinți mai mare decât în Ungaria. Așa că fiecare transportator aflat în trasnic vrea să-și facă plin în Ungaria. Spune domnul Zsolt Hernádi, director general al MOL. Deci, aproape că nu mai ai ce comenta la lucrurile astea. Eu revin totuși la criza alimentară. Criza alimentară, nu știu, eu cred că ar trebui să iasă un ministru, nu știu, al agriculturii, al integrării în absolut, al oricare ministru, chiar și domnul Dâncu ar putea să iasă și să spună așa, băi românilor, care aveți câte o grădină, cultivați fiecare petec de pământ, pentru că vor crește prețurile foarte mult la toate alimentele. Și dacă vreți,
faceți lucrul ăsta că o să vă ajute. Încercați să vă protejați, să puneți, nu știu cum să le spun eu, cât mai multe conserve să vă faceți. Pentru că la cum merg lucrurile, drumul este irreversibil aproape, spre o criză. Golirea supermarketurilor în această perioadă de către consumatori nu este o soluție, pentru că toate 80% din produse sunt din import și dacă mâine aceste produse nu mai vin în țară, ne vom trezi cu supermarketuri goale și oricâți bani am avea, ne vom trezi că nu avem ce cumpăra. Dumneavoastră spuneți că să iasă un ministru. Nu, aici e nevoie de o strategie națională. Eu cred că sau măcar dezvoltarea pe etape a unor strategii locale, ale administrației publice locale, care poate încuraja producția locală, dar revin. Avem mare nevoie de consumatori responsabili și patrioți până la urmă, pentru că ca să putem dezvolta o astfel de industrie, noi trebuie industrie, că nici măcar nu e industrie. Un sistem de creștere și de procesare a animalelor, avem nevoie de oameni, de clienți, de consumatori foarte responsabili și solidari cu produsele românești, care să cumpere doar de, așa cum se întâmplă în foarte multe țări. V-am mai povestit, în Austria, nici măcar când intri în supermarket, nu scrie cumpără produse din Austria. Scrie, cumpără produse din landul Carintia, de exemplu. Adică au ajuns să-și protejeze la un nivel, la o unitate foarte mică, da, producția. Domnul Asta domnul. Avem nevoie. Adică la nivel de județ neam, să spunem, dacă noi am consumat toată producția din județul Neamț, și aici mă refer la producătorii locali, și mă refer la chiar la magazine de vinuri, de pește, de absolut la micile magazine, i-am ajutat pe oameni să se dezvolte și ne-am creat un sistem stabil, predictibil, pe care noi să susținem, iar el să ne susține pe noi din punct de vedere alimentar. Cred că avem nevoie de mai multă conștiință și, repet, e cuvântul care o obsedează, solidaritate. Și de iar informații. Și de informații, domnul doctor. Corecte. Absolut. Informația este obligatorie, dar vedeți că și noi ne străduim cât putem să mai informăm. Eu nu pot să nu mi-aduc aminte de criminalii administrativi care au omorât presa scrisă în România. Și care acum probabil jubilează. Că e toată țara la mâna unor sforari care își permit să dezinformeze și să manipuleze când au ei chef, pe ce au ei chef. Și acum sunt depășiți de alți sforari mai buni care dezinformează și duc țara în pragul isteriei. Da, asta e. Bună, presa scrisă a dispărut și ca o consecință a tehnologiei, pentru că e un fenomen mondial dispariția presei scrise. Probabil că și din cauza costurilor și din multe motive. E foarte adevărat că funcționează foarte bine fără presa scrisă în stat ca Franța sau Germania sau cei din Statele Unite, dar în România, cu o populație îmbătrânită și nepregătită să acceseze informațiile, neapărat informațiile care vin online, este foarte adevărat, dispariția presei scrise a făcut foarte mult rău. Probabil că ar trebui să facem eforturi, așa cum și dumneavoastră faceți, pentru că aveți presă scrisă, să o conservăm cât mai mult pentru a crea acces la informație celor care nu au acces la sistemele online. Domnul doctor, haideți să vedem un pic ce se mai întâmplă în primărie în contextul ăsta. Dumneavoastră spuneați de încurajarea producătorilor locali. Eu aștept să văd planuri coerente la nivelul tuturor unităților administrativ-teritoriale, din Neamț inclusiv la primăria Piatra Neamț, în acest context. Mă gândeam acum că tot trec piețele la primărie, poate găsim soluții, da, de genul ăsta. E bine că m-ați
ați întrebat, că altfel aș fi uitat să răspund, deși e foarte important. Avem o strategie în sensul ăsta. Odată cu preluarea prețurilor, vom implementa o strategie pentru încurajarea dezvoltării producătorilor locali, dar aici mă refer la producătorii reali, pentru că știți bine, și acolo este o zonă de speculă, stați fizic aproape de zona asta. Și știți bine cum se întâmplă comerțul în piețele agroalimentare. El a fost un comerț de sprijin al producătorilor locali doar de fațadă, nu unul real. Păi, să depășim situația asta, asta e important. Asta spunem, avem o strategie în sensul ăsta și veți vedea schimbări mari, mai ales în ceea ce înseamnă piața centrală, de abordare, de conținut, de filozofie comercială. Da, vrem ca noi să fim primul model, să dăm un model de cum ar trebui să funcționeze și, desigur, atunci când oamenilor le oferă alternativă și le oferă modele de bune practici, contribui și la modul de informare și educarea lor, astfel oamenii vor fi mai informați, mai educați și vor vedea că, pentru că, până la urmă, ce vrea fiecare consumator? Să se convingă singur că funcționează, că degeaba îi spui povești. În momentul în care cu portofelul în piață el își va da seama că are acces la aceeași bani sau uneori mai scump, e adevărat, pentru că sunt produse bio unele și aici e discutabil, dar că va vedea că are acces la produse de calitate, pentru că știți cum e, lucrurile trebuie văzute din punct de vedere științific, de-aia avem nevoie de specialiști. În momentul în care mănânci prost, nu faci decât să creezi patologii la oameni. Asta înseamnă creșterea costurilor pe sistemul de sănătate, o presiune mare pe sistemul de sănătate. Pentru că speranța de viață, nivelul stării de sănătate, de exemplu, țările nordice, în Suedia, în Norvegia, fiind foarte ridicat, nu mai au nevoie de, deși au unități sanitare performante, dar nu mai cheltuiesc la fel de mulți bani pe sistemul de sănătate. Desigur, aici intervine și partea de prevenție, care e foarte importantă, de educare, de informare. Dar toate trebuie văzute integrat și analizate, judecate și operate într-un sistem integrat și într-un sistem care să poată preveni tot felul de crize pe care nu suntem cei drept, nu suntem pregătiți să le gestionăm. Poate, nu știu, am văzut că Primăria Piatra Neamț este partea atâtor asociații, poate găsim și o asociație de promovare a produselor nemțene. Că tot... Sunt foarte multe, eu nu sunt adeptul... Adică putem încuraja, putem sprijini, dar așa cum ați spus acum, tocmai săptămâna aceasta și recunosc că și prin atenționările pe care le-ați făcut și dumneavoastră, am luat la puricat toate ONG-urile, toate organizațiile care primăria este membră și plătește cotizație, foarte multe moștenite, pentru că noi suntem membri primăria, nu noi, primăria și noi cetățenii, pentru că plătim aceste cotizații practic prin buget. În situații și conjuncturi care sunt depășite, motiv pentru care se va face o analiză și concluziile probabil ne vor duce la reducerea numărului de organizații care primăria este membră, raportat la beneficiile pe care le are cetățeanul din Piatra Neamț prin intermediul primăriei. Da, primăria are în vedere și chiar lucrăm la asta, probabil din cele, nu știu, 20 ceva de asociații, organizații în care se află primăria, vom reduce numărul doar acolo unde avem beneficii. Pentru că de multe ori suntem membri doar cu statut de reprezentare și cu statut de plată. Și plată a cotizației. Așa funcționează lumea. Așa este. Eu aștept să vedem câte lucruri bune s-au făcut pe un ADI, care se cheamă ADI Ridicăm Moldova sau ceva de genul ăsta,
în care municipiul plătește vreo 100.000 de lei pe an. Ceea ce... Da. Asta este motivul pentru care am analizat această situație și domnul primar Caramelea a decis să declinăm apartenența la astfel de asociații care nu ne aduc beneficii. Da, ele așa ca idee sunt bune, dar ar trebui să și... Să mai întâmplă ceva, să știți că ele au fost bune, au funcționat în anumite perioade istorice, dar sunt depășite pentru că dinamica societății, dinamica economiei nu trebuie să ne facă să fim membri pe viață într-o asociație care a fost bună într-o anumită perioadă. E ca și cum am face o asociație de sprijin Ucraina pe viață. Nu, ea este eficientă într-o perioadă foarte bine delimitată. Și apropo de asta, aș vrea să fac un anunț. Sâmbătă la ora 15, în fața primăriei, va avea loc un meeting manifest pentru sprijinul Ucrainei împotriva agresiunii rusești. Este un meeting care se desfășoară în paralel cu încă foarte multe, nu știu cât, vreo 50 de orașe din Europa. El a fost inițiat la această oră și pentru desfășurarea această oră de către primarul Florenței și mi-ar plăcea să văd cât mai mulți prieteni care solidari cu Ucraina, dar solidari cu noi, cu noi românii, să demonstrăm că și noi suntem o forță și că și opinia noastră contează într-un context internațional. Mulțumesc mult pentru participarea la emisiune, cu părere de rău că n-am putut să ne vedem. Eu sper că ceea ce am vorbit noi aici să nu se întâmple, dar am speranțe puține. Apropo de criza alimentară și de modul în care ea va fi gestionată, recunosc. Domnul Rănescu, criza alimentară este o realitate. Eu v-am spus, vorbesc de 10 ani și vorbesc nu din imaginația mea, ci din studii, din participarea mea în foarte multe workshop-uri FAO. Este Organizația Mondială Food and Agriculture, organizația pentru hrană și pentru agricultură mondială, care, credeți-mă, monitorizează zilnic tot ce se întâmplă în zona de mâncare și agricultură. Da, să poate vom scăpa cumva, dar eu mă îndoiesc. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Eu vă mulțumesc. Oameni buni, s-ar putea ca astăzi să intrăm în direct de mai multe ori pe subiecte care țin de energie, benzină, ce se întâmplă prin magazine, dacă situația o va impune. Vă mulțumesc și eu și vă doresc o zi liniștită. Ninge superb afară, eu văd de aici, superb, absolut superb. Deci vom avea, cum să spun, o primăvară, o iarnă frumoasă în această primăvară. Vă mulțumesc, cele bune, la revedere!